Autoritățile din nordul Moldovei sunt în alertă datorită situației din Ucraina și a probabilității sosirii unor refugiați în județele Iași, Botoșani și Suceava. Aproximativ 500.000 de refugiați ar putea ajunge în România, a anunțat ministrul apărării Vasile Dâncu, dacă se va produce un conflict militar în partea de est a Ucrainei. Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că au fost identificate locurile unde vor fi amenajate taberele și a subliniat că acestea trebuie să asigure accesul la servicii medicale și sociale și să aibă utilitățile în apropiere. În primul rând, trebuie să răspundă criteriilor bazate pe drepturile refugiaților din teatrele de operații, deci trebuie să le putem asigura un nivel minimal de condiții de viață. Să nu uităm că s-ar putea să avem de-a face cu copii, cu bătrâni, cu persoane bolnave și care vor avea nevoie de sprijinul nostru, trebuie să avem utilitățile necesare, trebuie să putem stăpâni niște incinte pe care să le putem găzdui, pentru că vorbim despre persoane care nu dețin pașapoarte sau alte documente ce le permit staționarea pe teritoriul României, deci niște situații extraordinare și sigur că da, trebuie să avem în vedere și securitatea populației localnice, dreptul suveran al statului român asupra Constituției sale, necesitatea continuării acordării serviciilor sociale și a celorlalte servicii publice către populația din teritoriile noastre, în special pentru Iași.